cu această companie aeriană s-a încheiat situația, da? Da, și eu pot să o spun și sincer și mie îmi pare foarte rău. Foarte rău că ce? Era un proiect de suflet de care a trebuit să mă despart. Și eu regret acest Dar de lucru. ce v-ați despărțit? Din cauza că situația este tratată diferit, eu sunt un om al echipei coaliției de guvernare și acest Adică vi lucru s-a spus să afecta, nu mi renunțați s-a la spus nimeni această nimic, eu companie? sunt persoană destul de matură, înțeleg lucrurile cum merg, vedeam cum este tratat acest subiect, înțelegeam că creează dificultăți, nimeni niciodată nu mi-a spus un cuvânt, nu mi-a comentat cu nimic, dar eu sunt o persoană care înțeleg singur ce aduce plus valoare și minus valoare atunci când toată lumea se luptă pentru recapătarea încrederii și apare o astfel de situație, trebuie să iei decizii. Și din Și cui păcate, ați lăsat această companie? eu n-am Dacă lăsat-o, a fost vi se înstrăinată. pare A de fost suflet înstrăinată. înstrăinată? A fost înstrăinată. Ați vândut? Cota parte. Ați vândut cota parte? Da. Și vă pare rău Și pentru asta? da, regret acest lucru. Și eu niciodată nu am ascuns că aviația a fost un lucru care mi-a pătruns în inimă foarte adânc și de care eu nu mă pot despre. Eu și acum citesc reviste legate de aviație. Este un lucru care mi este foarte drag.